Primarul Gheorghe Dumbrava este mulțumit de proiectele implementate și care au reușit să se apropie de final. În satul Biscul Mare mai sunt în lucru câteva sute de metri de conductă de apă și canalizare, după care va fi asfaltat drumul comunal. Calitatea apei a fost testată pentru a se vedea dacă este potabilă, ieșind fără nicio problemă la analiză. Urmând să terminăm lucrările în Biscul Mare, unde avem cel mai mult asfalt de turnat, acolo va fi, numai că în momentul față se mai lucrează la apă și la canal, încă nu am terminat proiectul de 2,5 milioane de euro. Avem și acolo vreo săptămână, două de zile de lucru. Constructorul m-a asigurat că se va termina proiectul în termen, numai că a apărut acea perioadă în care, normal, noiembrie era terminul de execuții, dar perioada când a fost cu COVID-ul și dânsii au oprit activitatea, mi-au făcut o adresă să prelungim cu această perioadă de, nu știu exact câte zile, dar sunt câteva, care i-a încurcat perioada COVID-ului de n-au putut să lucreze. Dar întârzierea este firească, a fost o lucrare foarte mare, lucrurile vor fi exact cum îmi doream. Apa este de calitate, cum am spus-o de numărate ori, dar mai avem vreo câteva sute de metri, nu mai vorbim despre kilometri, câteva sute de metri de conductă de îngropat și cu asta o să ne pregătim pentru recepția finală. În ciuda, aș spune eu, criticilor care mi se adresau mai ales în campanie, prin faptul că apa îi se strică calitatea, că ar fi fosa de la Măicuțe, de la Jgheab, că ar fi nu știu ce ape sulfuroase pe lângă, nimic adevărat, totul fals, pentru că la mănăstire am rezolvat de câteva luni în urmă situația, chiar până să înceapă campania, că știam că una dintre motivele pe care mi se invocau ar fi și acest lucru. Nu m-am gândit la campanie și niciodată să mă gândesc la faptul ca să mint alegătorii, să fac ceva. Era un lucru firesc. Măicuțele, acea mănăstire are 700 de ani. Ele, acum câțiva ani, în urmă și-au făcut o fosă care totul este în regulă, totul este ermetic. Dar cum sunt și ape și ploi și de toate, să umple, să face și era firesc să mai dea și pe afară. Dar de la fosă, de la Măicuțe și până de la vale de obiectivul nostru de captare apei, pe cei 150 de metri de drem mă refer aici, avem conductă îngropată care să deverse, dacă sunt, sau dă pe afară, sau pe fosă, să nu să revarse în apa care noi o captăm și pe care o să bem și eu și familia mea și toată lumea și cele 1700 de familii care locuiesc în comuna Stoinești, să nu avem acest gând. Dom'le, cred că să scurge apă sau ceva. Nimic adevărat în acest lucru. Iar vis-a-vis de calitatea, v-am zis, am fost cu să facem analiza la INMH la București, unde se face expertiza, așa, unde se dă ora exactă, practic. Și credeau dânsii, după ce au analizat, dom'le, că de unde ați luat apa asta, ați luat-o cumva de la magazin, că apa este de foarte bună calitate. Dom'le, nici de cum. Și atunci, ceea ce era și firesc, dacă mi-au spus în față că nu crede că ați luat-o de acolo, au venit două persoane, un bărbat și o doamnă, și au recoltat încă o dată dânsii. I-am dus exact acolo la sursă, cu recipienți de la dânsii de acolo, cu totul absolut, și la o săptămână zile m-au sunat și au cerut scuze că n-au avut încredere în ceea ce am dus noi, că la fel a ieșit și apa pe care dânsii au luat-o, dar numai că am mai făcut un drum dânsii la București aici, dar și pentru mine a fost un lucru bun că acum pot să stau liniștit. Avem hârtia, tot la dânsii, cu calitate, cu tot ceea ce, cum se calculează la dânsii. Pentru infrastructura rutieră, proiectul este aprobat pentru cei 11 km de drumuri care urmează a fi asfaltate.